Salutare tuturor, eu sunt Mihai, iar dacă vreți să aflați care sunt cele 10 trucuri setări pe care le regăsim mai nou pe telefoanele Samsung sau cele cu Android, rămâneți cu mine până la finalul acestui clip, fiindcă veți fi cu adevărat impresionați. Asta se datorează faptului că vă voi prezenta câteva funcții interesante din aplicația TikTok, cum puteți fi la curent cu ultimele noutăți direct de la sursă prin intermediul aplicației WhatsApp, cum vă puteți adăuga informații utile pe ecranul telefonului și multe, multe altele. Prin urmare, înainte de a vi le prezenta, nu uitați să apăsați pe butonul de abonare și notificări pentru a fi la curent cu materialele viitoare și să lăsați un comentariu cu setarea voastră preferată din acest material. Și pentru a nu mai pierde timpul, să-i dăm drumul! Dacă utilizezi aplicația WhatsApp și vrei să fii la curent cu ultimele noutăți de la Netflix, WhatsApp, Zuckerberg, să faci parte dintr-o comunitate internațională și să schimbi informații cu ceilalți utilizatori în timp real, iată ce trebuie să faci. Vom intra în aplicația WhatsApp, vom apăsa pe tabul unde scrie noutăți, iar aici veți regăsi diferite grupuri importante și verificate cu care vă puteți împărtăși opinia, afla lucruri noi și dezbate subiecte importante. Grupuri precum WhatsApp, Netflix, echipe de fotbal și așa mai departe. Vă puteți filtra în funcție de țară, popularitate sau chiar în funcție de data creării acestora. Însă, țin să precizez că am înțeles că există anumite probleme legate de părăsirea grupului, nefiind disponibilă nicio metodă de ieșire din el. Dar cu siguranță în viitor se va dezvolta o astfel de funcție. Dă-mi like dacă nu știai! Dacă folosești TikTok și te-ai săturat să primești în feed conținut de la aceiași utilizatori chiar dacă nu-i urmărești, iată ce trebuie să faci. Intrăm în aplicația TikTok, apăsăm pe imaginea de profil, cele trei linii din colț, setări și confidențialitate și căutăm tabul preferințe de conținut. Intrăm în el, apăsăm pe reîmprospătare flux pentru tine, iar când vom apăsa pe continuă, acesta se va reîmprospăta și va afișa doar clipuri aleatorii, fără să vă mai arate aceleași persoane de fiecare dată, chiar dacă nu-i urmăriți. Știi ideea? Dacă folosești aplicația TikTok și vrei să vezi o funcție cool care te ajută să derulezi clipul la 2x, trebuie doar să ții apăsat pe marginea stângă a telefonului, iar acesta se va derula mult mai rapid. Interesant, nu? Dacă ai un telefon Samsung și vrei să-ți afișeze informații importante pe ecranul blocat, precum adresa, grupa de sânge, numele, numărul de telefon sau orice altă informație, iată ce trebuie să faci. Vom menține degetul apăsat pe ecran, apăsăm pe fundal și stil, apăsăm pe prima fereastră din stânga și apăsăm pe acest plus unde scrie informații de contact. Aici vă puteți scrie grupa de sânge, numele vostru, adresa sau orice altă informație. Iar după ce l-ați activat, acesta va fi afișat în partea de jos a ecranului blocat. Interesant, nu? Dacă ai un telefon Samsung și vrei să mărești volumul mai mult decât este setat, iată ce trebuie să faci. Vom apăsa pe unul din butoanele de volum, apăsăm pe cele trei puncte de la volum, dăm pe rotița de setări, apăsăm pe cele trei puncte din colț, limita volumului media, iar aici vom activa comutatorul și vom mări volumul folosind bara de jos. Acum telefonul se auzi și mai tare decât se auzea înainte de a o activa. Dă-mi like dacă ți-a fost util! Știi că în aplicația TikTok poți mări sau micșora viteza la care clipul se mișcă, fie mai repede, fie mai încet? Iată ce trebuie să faci. Deschidem TikTok-ul, iar la clipul pe care vreți să-l vedeți, veți ține apăsat cu degetul pe ecran și veți apăsa pe butonul cu viteză de redare. Aici vă puteți alege ca videoclipul să se miște fie mai repede, fie mai încet. Practic, nu? Dacă ai un telefon Samsung și vrei să te filmezi singur, iar în același timp să te urmărească și să-ți focalizeze fața în timp ce te miști, iată ce trebuie să faci. Intrăm în cameră, selectăm video, iar înainte de a apăsa pe înregistrare, apăsăm pe acea iconiță din partea de jos. Astfel, de fiecare dată când te vei mișca, telefonul va menține focalizarea pe chipul tău și te va urmări astfel încât clipul tău să pară că este operat de cineva. Interesant, nu? Știi
Știi că îți poți seta telefonul Samsung să se rotească între modul portret și landscape atunci când ecranul este blocat? Hai să-ți arăt cât de simplu este. Tragem în jos cu două degete pentru a deschide toggle barul, ținem apăsat pe iconița portret, apoi vom activa rotița automată, iar mai jos vom activa opțiunea ecran de blocare. Odată ce le-ai activat, ecranul blocat se va roti în funcție de modul în care ții telefonul. Simplu, nu? Dacă ai un telefon Samsung, iată ce chestie cool poți face. Să zicem că vrem să copiem textul dintr-o poză. Cum facem? Simplu, ținem apăsat pe el, iar acesta se va selecta. Acum îl poți copia și îl poți adăuga în notițe sau oriunde doriți. Util, nu? Dacă folosești TikTok, hai să-ți arăt o funcție nouă care te-ar ajuta să nu mai faci scroll manual prin videoclipuri, ci să stai liniștit, iar acesta să treacă automat la următorul fără să mai atingi ecranul. Intrăm în TikTok, ținem apăsat cu degetul pe ecran și selectăm derularea automată. Acum clipurile se vor derula automat fără să mai fie nevoie să dai tu scroll. Interesant, nu? Cam acestea au fost cele 10 trucuri setări pe care probabil nu le știi că le ai pe telefonul tău Samsung sau oricare altul cu Android. Dacă ți s-au părut utile, nu uita să apeși pe butonul de like, să lași un comentariu cu cel preferat și ne auzim pe data viitoare cu următoarele clipuri. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!